mult așteptata competiție internațională Cupa Balcanică ediția 2014, al cărui start a fost dat în Ankara, Turcia, a fost începută cu dreptul de echipa de volei CSM Târgoviște, care a dat un recital frumos în primul meci cu reprezentanta Bulgariei, Marița Plovdiv. La capătul unui joc și-a durat 80 de minute, elevele lui Drăgan Neșic au fost declarate învingătoare fără a mai lăsa loc de vreun comentariu, cu scorul de 3-0. Însă visul a fost pulberat destul de repede. CSM Târgoviște a pierdut ultimul meci din această competiție, fiind învinsă cu 3-1 de Ilbank Ankara. Din păcate, experiența a atârnat cel mai greu în acest duel. Elevele lui Drăgan Neșic au început perfect, câștigând primul set destul de clar cu 25-18. Dar din actul secund, cârma a fost preluată de formația turcă cu scorul de 26-24. Setul 3 a fost și cel mai disputat, fiind ajudecat de gazde cu scorul de 30-28. Iar în cele din urmă, gazdele au câștigat și ultima parte cu 25-23, scor final 3-1. În urma acestui rezultat, CSM Târgoviște a terminat pe locul 2, iar Ilbank Ankara s-a calificat în primul tur din Challenge Cup, unde va întâlni echipa bosniacă Zog Gaco. Iată clasamentul final al Cupei Balcanice.